Președintele Republicii Moldova Maia Sandu a adresat un mesaj în contextul crizei regionale de securitate. Șeful statului anunță că împreună cu guvernul și parlamentul examinează scenariile de dezvoltare a crizei și evaluează riscurile pe care le prezintă acestea, deoarece prioritatea este viața și siguranța oamenilor noștri. Pentru Republica Moldova, pacea și stabilitatea în regiune sunt foarte importante. Acestea ne permit să ne concentrăm pe soluționarea problemelor țării și ale cetățenilor, să îmbunătățim viața fiecăruia, să creăm locuri de muncă, să creăm un viitor acasă. În aceste zile însă suntem cu toții cu ochii pe Ucraina. Tensionarea situației la frontiera țării vecine, prietene și semnalele despre un posibil început al unei ofensive militare în următoarele zile ne îngrijorează profund. În ultimele luni am urmărit îndeaproape desfășurarea evenimentelor din Ucraina, am menținut un contact permanent cu țările vecine, cu partenerii noștri externi. Împreună cu guvernul și parlamentul, am examinat scenariile de dezvoltare a crizei și am evaluat riscurile pe care le prezintă acestea. Instituțiile statului sunt pregătite să intervină rapid pentru a asigura funcționarea serviciilor de bază pentru cetățeni și a avea grijă ca viața oamenilor noștri să nu fie pereclitată de consecințele posibilelor acțiuni militare din țara vecină. Șefă statului ne îndeamnă că rămânem solidari și uniți să nu ne lăsăm manipulați de propaganda care cultivă dezbinarea. Să nu permitem urii să prindă cine în societatea noastră deoarece, indiferent de limba pe care o vorbim, de preferințele noastre politice, suntem cu toții cetățenii Moldovei. Dragi cetățeni, în asemenea momente, suntem mai puternici dacă rămânem solidari și uniți. Vădem să nu ne lăsăm manipulați de propaganda care cultivă dezbinarea, să nu permitem murii să prindă rădăcini în societatea noastră. Indiferent de limba pe care o vorbim, de preferințele noastre politice sau de apartenența etnică, suntem cu toții cetățenii Republicii Moldova și putem rezista tensiunilor din regiune, doar împreună, dacă avem grijă de aproapele nostru și dacă putem conta unii pe alții.